Bine te-am regăsit. În acest clip vom rezolva o problemă de algebră, tot de tip grilă. Claudiu așteaptă un tren care trebuie să sosească la ora 17 și un sfert, 17 și 15 minute. La ora 17 și 5 minute aude la stație anunțul că trenul întârzie 10 minute. Claudiu spune că mai are de așteptat 25 de minute. Trebuie să stabilim dacă afirmația lui Claudiu este adevărată sau falsă. Am notat ora sosirii prevăzută, 17 sfer, iar la ora 17 și 5 minute este anunțată întârzierea de 10 minute. Asta înseamnă că în loc să ajungă la 17 și un sfert plus 10 minute trenul va sosi la 17 și 25. 15 plus 10, 25. În prezent, în momentul anunțării întârzierii, ceasul este 17 și 5 minute, astfel că până la 17 și 25, 25 minus 5 este egal 20 de minute. Deci, Claudiu afirmă uh, fals că mai are de așteptat 25 de minute. Deci, răspunsul pe care noi trebuie să-l încercuim este varianta B. Aceasta a fost propunerea din acest video. Vă aștept în continuare să rezolvăm cât mai multe probleme. Îți o respor la teme și pe data viitoare. papa. pa! pa.